Salut! Și după așteptările probabil îndelungate ale multora dintre voi, bine v-am regăsit la Școala de Fluier. În cazul în care vă întrebați unde am fost, răspunsul este în foarte multe locuri, uneori în același timp, dar important este că am revenit și acest proiect a revenit și sper și vă promit că va continua să revină relativ regulat de acum încolo. Pentru că am zis că dacă tot este revenirea Școlii de Fluier, o să începem acest sezon 2, ca să zic așa, cu o piesă la fluier, o sârbă moldovenească. Ca de obicei am să o demonstrez și pe un fluier în re, pe un fluier în do și pe un fluier în la, cele mai comune fluiere pe care probabil le aveți cu toții. Eu am să demonstrez pe un fluier standard cu 6 găuri. Fiindcă este o sârbă moldovenească, am ales să demonstrez pe niște fluiere moldovenești și o să începem pe acest fluier în re. Am să vă cânt un pic piesa și după aceea am să o iau bucată cu bucată, lent. Ea sună în felul acesta. Evident, se poate cânta și la octava superioară. Dar o să facem în octava cea mai de jos, sau eu o să vă explic în octava cea mai de jos, ca să fie cel mai simplu pentru toată lumea să sufle, să nu trăiască, să suflați foarte tare și e mai ușor de articulat melodia în octava de jos. Hai să vedem. Piesa are două părți, pe structură AB, și o să vedem prima parte. Lent. Încă o dată bucățica asta. Bun. Și după care vine... Încă o dată numai această secțiune 2. Și împreună până aici. Bun. După aceea, prima parte este identică. Dar, practic, a doua secțiune se termină pe nota cea mai de jos, pe mi în cazul ăsta. Hai încă o dată această repetiție a secțiunii A. Și acum toată secțiunea A, cap-coadă. Înainte să trecem la secțiunea B, am să demonstrez o dată lent și pe un fluier în do și pe un fluier în la. Fluier în do acum. Pe un fluier în la. Și
Asta e secțiunea A a piesei și acum trecem mai departe la secțiunea B, care vine în felul următor. Norocul este că secțiunea B, deși se repetă, este identică și la repetiție, așa că hai să o analizăm pe bucăți. Prima bucată. Încă o dată. Și a doua bucată. Se vadă clar. În cazul ăsta la mine este do această notă. Pe unele fluiere s-ar putea sune fals numai cu două degete. Se poate lua și cu patru degete sau și cu trei degete. Cu trei degete e varianta cea mai standard, sună cel mai curat pe majoritatea fluierilor. Hai să vedem. Asta e secțiunea B. Hai să o facem o dată și pe un fluier în do. Și pe un fluier în la. Și în încheiere o să mai cânt încă o dată piesa lent, cap-coadă, pe fiecare dintre cele trei fluiere, ca să puteți urmări. Începând de la secțiunea A, continuăm cu secțiunea B. Încercați chiar și dacă o cântați lent, totuși să imprimați ritmul ăsta de sârbă, mai swing, așa, pentru că altfel o să sune ca un marș. Și nu cred că ăsta e rezultatul pe care îl doriți. Hai o dată și pe fluier în do. Și în încheiere și pe fluier în la, am să fac o dată lent și după aceea o dată la viteză și în octava superioară. Spor la studiu și ne revedem data viitoare.